Adrian Cordoneanu, zis Beleaua, despre care se spune că este liderul, aripa furtunoasă a clanului Cordoneanu, pare să fi găsit alte preocupări decât cele infracționale, cu care și-a câștigat notorietatea. Eliberat din pușcărie de mai bine de un an, după ce a fost condamnat într-un dosar privind șantajarea unui agent de vânzări, fratele mai mic al lui Costel Cordoneanu a început să posteze pe contul său de socializare fotografii cu gesturi romantice față de soție. Adrian Cordoneanu este cunoscut încă din copilărie drept Adrian Beleaua. Era un sportiv bun, a făcut lupte ca și fratele său mai mare, Costel Cordoneanu. Acesta și-a doborât cei mai mulți adversari, atât în sport, cât și în scandalurile cu rivalii din stradă. Am avut o copilărie frumoasă, noi fiind mulți frați, am fost unis tot timpul și am făcut tot sport și ne-am ocupat de școală. În cartier am făcut și bune și rele. Mai erau și scandaluri. Într-un fel, noi am avut avantajul că am făcut sport. Că în cartierul în care eram noi erau scandaluri grele, golănii, mulți se duceau la pușcărie. Școala de corecție era atunci. Norocul nostru a fost că ne-a dat Costel la sport și ne-am pregătit. El a fost cel care ne-a îndemnat și ne-a sprijinit tot timpul. Eu sunt cel de-al șaptelea băiat din familie, toți mă știu de numele Adrian Beleaua. Numele ăsta l-am de mic, când făceam belele și eram mai rău într-un fel și toți spuneau că Adrian e Belea. Am avut multe belele, dar nu sunt de spus și aici mă refer la scandaluri grele. Îi făceam de terapie. În trecut, Adrian Cordoneanu posta pe contul său de socializare fotografii în care ținea în mână obiecte destul de periculoase sau își arăta mușchii destul de amenințător. Acum însă Adrian pozează în familie convins. El și Ramona, soția lui, pe care o numește Diamantul Roz, sunt împreună de aproape 25 de ani. Beleaua nu uită însă să-i transmită mesaje romantice. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu ceva timp, un scandal amoros avea să izbucnească în anul 2017. Ramona, soția lui Adrian Beleaua, sau Power, ar fi fugit de acasă, cu un rival din clanul Giulești. Se întâmpla după ce Adrian Cordoneanu a fost închis pentru că a șantajat un om de afaceri din Iași. Diamantul Roz, cum i se spunea soției interlopului din Moldova, a părăsit căminul conjugal pentru Express, fratele afaceristului șerif. Adrian Cordoneanu a fost închis de mai multe ori. Ultima dată a fost condamnat pe data de 27 septembrie 2017, la 4 ani și 8 luni de închisoare, după ce împreună cu prietenul său Ionel Bogdănici au șantajat un agent de vânzări al unei firme de betoane. Potrivit magistraților, ei ar fi primit 1000 de euro și 30.000 de lei de la agentul șantajat, după ce victima i-a supărat, refuzând la început să le cedeze clienți. În octombrie 2015, Adrian Cordoneanu l-a lovit la urechi și la picior pe agentul de vânzări. Știu că sunt urmărit de poliție, din scara vecină de la etajul 4, dar nu au ce să-mi facă, ar fi spus atunci Cordoneanu, potrivit procurorilor. El a fost eliberat condiționat în aprilie 2019 de Tribunalul Cluj, deși o altă instanță se împotrivise în luna martie 2019, eliberării sale. Astfel, Adrian Cordoneanu a executat 3 ani de pușcărie dintr-un total de 4 ani și 8 luni, la care a fost condamnat pentru șantaj. Pentru a putea fi pus în libertate, judecătorii au luat în calcul și zilele pe care interlopul le-a câștigat în baza recursului compensatoriu, aproximativ 200, dar și faptul că, în ultima parte a pedepsei, Beleaua nu a primit nicio sancțiune în timpul detenției. Adrian Beleaua a început să-și spășească pedeapsa în penitenciarul Iași, de unde a fost însă transferat după ce ar fi fost implicat în protestele pe care deținuții le-au făcut în anul 2016, din cauza condițiilor din unitățile de detenție. După ce a fost plimbat prin mai multe pușcării din țară, Cordoneanu și-a executat pedeapsa la penitenciarul Gherla. Interlopul a mai fost condamnat și în trecut pentru șantaj.
Clanul Cordoneanu a ținut liniște ani Iași. În zilele noastre nu avem cu cine să ne comparăm. Acum mai sunt și alte grupări. Din anul 1996 și până acum în prezent, noi suntem singuri care ținem liniștea în Iași. Și prin alte părți se întâmplă atâtea și atâtea. Fapte și nenorociri. Fiind noi, am mai aplanat, am mai făcut pace. Chiar se terminau între ei. Romii veneau și din alte orașe să facă legea la noi. Ne-am băgat de fiecare dată ca să fie liniște și pace. Iar fratele mai mare se apucă de scris. Proaspăt ieșit din închisoare, Costel a spus că se lasă de infracțiuni și se apucă de scris. Recent acesta a declarat că nu mai vrea să se întoarcă la pușcărie și că va scrie 3 cărți. Am făcut vreo 6 ani de pușcărie în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge, gata. Nu mai vreau, am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România. Am 50 de ani, vreau să am grijă de familie. Nu mai vreau să am probleme cu legea, a spus Costel. În urmă cu ceva timp, o veste neașteptată a apărut în lumea interlopă din Iași. Cordonenii au căzut la pace cu membrii clanului Tănase. În plus, aceștia au oferit detalii de culise de la negocierile dintre interlopii ieșeni. Deși l-a lovit pe Remus Adrian Hotin, un apropiat al clanului Cordoneanu, Vandan Constantin nu va ajunge după gratii. Și asta pentru că victima lui a decis să își retragă plângerea. Scandalul s-a petrecut într-un mall din Iași, iar partenerul cordonenilor a avut nevoie de mai bine de 10 zile de spitalizare pentru loviturile primite la picior. La scurt timp după ce cordonenii și-au retras plângerea formulată împotriva lui Vandam Constantin, magistrații din cadrul judecătoriei Iași au dispus condamnarea acestuia la un an de închisoare cu suspendare. Controversatul interlop a fost acuzat de tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea de obiecte periculoase. În plus, judecătorii au încetat procesul penal pornit pe numele lui Vandam Constantin, privind comiterea infracțiunii de lovire sau alte fapte. Instanța dispune ca inculpatul Vandam Constantin să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu sau în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, pe o perioadă de 80 de zile. În presa locală s-a spus că sentința nu este definitivă și pentru unii dintre interlopi pare greu de crezut că liderii cordonenilor vor reveni asupra înțelegerii cu rivalilor din Iași. Procesul lui Vandam Constantin a început pe data de 25 iulie 2018, după ce el a fost acuzat că a lovit o persoană într-un mall din Iași. Incidentul s-a produs după ce apropiați de ai săi au avut un conflict cu membrii ai clanului Cordoneanu. Vandam a fost condamnat tot cu suspendare după ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, într-un dosar ce a vizat un scandal unde s-au folosit mai multe obiecte periculoase. Adrian Cordoneanu are mii de fani pe pagina lui de socializare, acolo unde interlopul postează fotografii de la sala de forță și cu familia sa. Cu șmecheria te naști, nu o dobândești pe parcurs, face parte din ADN-ul tău. O să-ți rămână în fiecare fibră din corpul tău, dar spre bătrânețe devine cunoaștere și înțelepciune și depinde numai de tine dacă vrei să o predai la cineva. Ești liber arbitru, tu decizi. Respect de la o fană, i-a transmis o admiratoare. Adrian Cordoneanu a primit un compliment cu un citat care îl caracterizează din plin, pe cel porecli beleaua. Singura pasăre care va ciuguli un vultur este corbul. Se așează pe spatele acestuia. Vulturul nu pierde timp sau energie pentru corb. Pur și simplu își deschide aripile și începe să se ridice mai sus pe cer. Cu cât zborul este mai înalt, cu atât îi este mai greu să respire corbului. În cele din urmă corbul cade din cauza lipsei de oxigen. Nu mai pierde timpul cu corbi. Du-i doar la înălțimea ta și se vor pierde pentru că nu mai pot respira același aer. Adrian susține că numele Cordoneanu s-a remarcat prima dată prin sport, iar apoi au devenit o forță greu de învins pentru mulți din țară.
Numele de Cordoneanu a ajuns chiar și după granițele țării. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu.